Bună ziua tuturor, sunt Diana Rusu și sunt din orașul Drochia. Astăzi este 14 mai. Vreau să vă povestesc un pic despre aceste două luni de când a fost declarată starea de urgență în Republica Moldova, ce a fost la noi la nivel de raion. Și la ora actuală avem câteva zeci de cazuri de infectare și, spre regret, două cazuri de deces. Persoanele, locuitorii orașului, au respectat recomandările în mare parte a Organizației Mondiale a Sănătății. Agenții economice au avut grijă la intrarea în marketuri să instaleze dezinfectant și mânuși de unică folosință. Însă problema cea mai mare cu care ne confruntăm noi este neîncrederea totuși în autorități. Oamenii cred în teorii conspirative, în vaccin cu nanochip și unde 5G. Pe când nu vor să, mă rog, să-și asume realitatea care o trăim la ziua de azi. Pot să explic asta numai printr-un moment, că frica e mare și fiecare frică și o manifestă într-un mod divers. De multe ori persoana care se teme pur și simplu neagă realitatea anumitor fapte care se petrec. Personal, la mine în familie am avut un caz de infectare cu coronavirus. Asta a fost sora tatălui meu, care activează cadrul medical în cadrul spitalului de psihiatrie, da, din microraionul Codru, sau Roșelul Codru, cum se mai spune în Chișinău, dar mulțumită doctorilor de la Toma Ciorbă, i-au salvat viața, pentru că făcuse o formă gravă, ea fiind cu diabet zaharaci, cu hipertensiune arterială, a scăpat totuși. Și acum totul este bine. Foarte interesant este un moment că, locuind cu soțul ei, da, deci cu unchiul meu, eu s-a lipsit de coronavirus și nu sunt medic să explic și nu am drept să explic așa lucruri, dar totuși ne bucurăm, ne-am mirat și ne bucurăm și de că măcar un membru a familiei, da, este un caz real care nu s-a infectat locuind într-o casă. Pentru că ce trebuie să facem noi? Noi trebuie să respectăm cu strictețe recomandările organizației, trebuie să menținem distanța socială, trebuie să ne spălăm des pe mâini sau să ne dezinfectăm mâinile după caz, și să ne informăm din surse veridice de informație, să păstrăm mintea clară, limpede, să nu panicăm. Că nu, numai așa o să învingem acest război epidemiologic. Vă doresc toate cele bune, aveți grijă de voi, totul o să fie bine.